Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD mereu este părtașă la orice eveniment consacrat Chișinăului și locuitorul acestui oraș. Anul acesta împlinindu-se 580 ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Biblioteca Centrală își ia angajamentul să promoveze și să valorifice din plin patrimoniul cultural istoric al municipiului Chișinău. Vom prezenta personalități care au marcat istoria acestui oraș. Vom scoate în evidență comorile ascunse ale Chișinăului. Vom vorbi despre străzile cheie ale dezvoltării orașului în timp. Acum ne aflăm pe strada care poartă numele Mitropolitului Gavrin Bănulescu Bodonie, o figură centrală în istoria dezvoltării cultural-spirituale a Chișinăului. Născut în anul 1746, anul acesta atestându-se 270 de ani de la naștere. Mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii a adus un aport deosebit Chișinăului prin faptele sale. A deschis primul seminar teologic din Chișinău în anul 1813. A înființat o tipografie eparhială în anul 1814. S-a opus emigrării masive a țăranilor basarabeni peste Prut în anii 1812-1813 și tot el a fost cel care s-a pronunțat hotărât împotriva tentativelor de rusificare a populației din Basarabia. Memoria primului mitropolit al Basarabiei, în anul 2001, pe strada Gavril Bănulescu Bodonii, a fost dezvelit un basorelief care se află pe peretele lateral al clădirii, în care își desfășoară activitatea Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul. Pe timpuri, aici a fost un cămin preoțesc, care a fost construit din donațiile mitropolitului Gavril Bănulescu Bodonii. Basorelieful reprezintă chipul mitropolitului Gavril Bănulescu Bodonii pe fundalul unui chivot ce amintește o icoană. Strada Mitropolit Gavril Bănulescu Bodonii regăsim acum 22 de clădiri, obiective care fac parte din patrimoniul arhitectural al Chișinăului, inclusiv 6 sunt de însemnătate națională.